Filmul este o comedie romantică, povestea unui cuplu tânăr, proaspăt căsătoriți, care decid să facă nuntă cu dar în Basarabia. El fiind bucureștean, ea din Chișinău, pentru a strânge bani pentru o garsonieră în București. Proiecția va fi la Universitatea Ștefan cel Mare, vineri și sâmbătă, în prezența regizorului Nap Toader și a actorului Constantin Tache Florescu. În mod surprinzător, într-o singură zi am epuizat aproape toate biletele, dar mai avem câteva pentru proiecția de sâmbătă, așa că cei care vor în mod neapărat să vadă filmul mai au o șansă. Ce scop în Republica Moldova? Maica ta e mai importantă ca mine. Ești pe locul 3. Bagheta, mama și apoi tu. Nu mă iubești. Divorțează. Vreau să cer mâna fetei cum se cade. Dar ei nu-s căsătoriți oficial? Hai, asta e. Hai la pantofi. Dau iubirea în mâini sănătoase, o dau fără ajeli ceva. Am dau iubirea. Te juca să facem impresie bună. Dansăm pe bani? Asta nu ți ideal pe bare, asta nu ți stipăți în drum în sandalii. O, ce ciorne, o, ce srasne. Idioți! Mancurților! Ha! Ra! Șo! Asta e o nuntă românească. Deci! De acum înainte! Se va vorbi românește! Hai, Macedoba! Tu iubești? Dar tu? O iubești? Întrebare pentru 2000 de euro! Când a fost trădată pentru prima oară Basarabia de către armata română? Tu? Mișto! Victoria Bobu, apropo, actrița principală din filmul lui Napoleon Helmis, Nuntă în Basarabia. Păi am trecut printr-un casting de 4 luni. A fost cel mai lung casting din viața mea și primul, de fapt. Atât. Castingul, nu am făcut absolut nimic. A fost Napoleon Helmis, regizorul care m-a văzut în spectacole, pentru că am făcut doar teatru până acum. Atât. Telefoane, ce faci, Victoria? Ai grijă de tine? Zic, bine, castingul când e? Nu sunt aleasă. M-a sunat și din prima. Victoria, vino și semnează și tu contractul. Zic, și castingul? Ce casting, Vica? Castingul tău a durat 4 luni de zile. Zic, a, ok, bine. Bine. Cum am ajuns? Păi uite, eram la bufetul școlii într-o zi și mă întâlnesc cu un anumit Napoleon Helmis care îmi zice, știi, eu fac un film și o să te chem la o probă. Și eu zic, bine, cheamă-mă la o probă. După care, peste vreo 2 săptămâni, mă sună și îmi spune, fii atent, filmăm din data D până în data D. Păi zic, și casting? Nu, nu, niciun casting. Uite așa. Da, uite așa. Asta ce-a făcut el înainte, cât s-a interesat, ce-a văzut, nu știu asta.